Potrivit unui comunicat publicat de Ager Press, la numărul unic 119, telefonul copilului, lansat la nivel național în data de 5 ianuarie a acestui an, cu scopul de a fi sesizate abuzurile împotriva copiilor, au fost înregistrate 9200 de apeluri, peste 6000 fiind de verificarea funcționalității acestuia. Dar au fost și cazuri, 81 la număr, când în urma sesizărilor a fost nevoie de intervenția de urgență a reprezentanților direcției pentru protecția copilului, iar în alte peste 1800 de cazuri s-au demarat anchete. Cele mai des întâlnite probleme pe care atât copiii cât și adulții le semnalează la telefonul copilului sunt abuzul fizic, emoțional sau sexual, neglijarea, bullying-ul și cerșetoria, se mai specifică în comunicatul trimis către Ager Press. Apelarea numărului unic 119 este gratuită, iar acesta este funcțional 24 din 24 de ore.